Eu socot că întreprinderea de veterinarie nu-și face lucrului complet, înțelegi? Nu merg cu vaccinarea, cum era înainte, vineau și spuneau și la găini și la tot cele, dar nu s-a avut nimic. Eu sunt nevoit să cumpăr pentru că eu nu cresc acasă. Eu nu cred că în magazin aș nimerească ceva otrăjit. Că se folosește multă lume și trece laboratorii. Nu prea procur carne pentru că o am acasă. Avem a noastră acasă, creștem. Avem grijă, da. Ne stăruim mai puțin medicamente și mai ecologic. Da. Boli sunt. Dumneavoastră, cum vă protejați ograda? Și animalele. Dumnezeu ne protejează. Nu, la prima jara. Во-вторых, не знаю, чем их кормят, питание. А в-третьих, наверное, медицина, плохой осмотр. Вот и все. В первую очередь должна медицина работать, ветеринарные аптеки должны работать, проверять их, а их, значит, не проверяют. Или делают вид, что проверяют. Я не люблю карне де порк, я люблю на карне де пасаре, де каса. Я не люблю асланты. Și de aia nu mă folosesc de porci. Și ne protejăm că trebuie să mâncăm pe carne de casă, de pasăre, că asta e cea mai bună. Imediat, pe data de 22, deja au fost informate toate autoritățile locale, a fost convocat Comisia Situații Excepționale, care deja a examinat situația și au aprobat un plan de măsuri menit să combată și să lichideze rapid acest focar. Însăși, măsurile de lichidare se aplică nemijlocit în focar care este ferma respectivă, dar totodată a fost stabilită o zonă de supraveghere cu raze de 3 km, unde intră evident și o parte din orașul Sângerei, cât și o zonă de supraveghere de 10 km. În aceste două zone urmează a fi efectuat recensământul animalelor. Totodată, persoanele care dețin porci din aceste zone sunt îndemnați să respecte cele cerințe minime de biosecuritate, să-și spele mâinile atunci când merg să-și hrănească porci, să schimbe încălțămintea când merg la ei, să nu admită accesul persoanelor străine. Mulți sunt îndemnați de a nu-și hrăni animalele cu cereale proaspăt recoltate sau iarbă proaspăt cosită.